Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei. Sunteți pe Facebook sau pe YouTube. Hotărâți-vă odată, vă dau 5 secunde ca să dați share, să dați subscribe, să anunțați lumea. Din decor se vede, nu-i așa? Suntem tot în deplasare în atelierul de pizza, filmăm această cafea. Și decorul este pentru luna iubirii. Toată luna martie este luna iubirii. Luna aprilie este luna de post și din mai mergem la nunți. Dar nu vreau să vă întristez. Nu vreau că și așa lumea e năcăjită. Gândiți-vă așa, o bunică, o pensionară de 87 de ani din Ialomița a ajuns să fie dealer de droguri. Păi zice, dacă nu dau niște droguri, n-am bani ca să-mi plătesc medicamentele. La ce pensie? Pensie specială cu ghilimele, da? Că tot e scump pe acum. O pulpă de miel este 100 de lei kilo. O pulpă de miel. Eu v-am mai spus, miei sunt scump tot anul, nu numai de Paști. Că ieși la shopping, ieși în mall cu iubita, ieși cu nevasta mall și te întreabă Miei asta? Miei poșeta asta? Miei hainuța asta? Miei sunt scump tot anul. Buymiecoffee.com slash nicuben, de acolo puteți dona o cafea. După cum se vede, nu avem cafea astăzi, dar o să fie. Să treacă luna iubirii și o să fie. Acum este și luna politicienilor. Doamne, doamne, cum să bagă ei peste tot în emisiuni că e an electoral. Maria Grapini, de exemplu, a fost la balul moților. Eu sunt moț, dar n-am fost invitat. Nu-mi pare rău de asta. Bă, dar Maria Grapini invitată, la... eu crezut că e balul morților, ceva de Halloween. O învăța și ea cuvinte noi. No, e, yeah? brișcă, mă rog, la vârsta ei trebuie să atârnă, nu brișcă, să fie sănătoasă. S-a făcut un sondaj, 31% dintre români spun că ar fi bună o femeie la cotroceni să facă curățenie după Iohannis. <laughs> Pentru ce? Că mai Sandu om mai vedea noi. om mai vede traseiști politic, fug, migrează dintr-un partid în altul. Cum se face, domnule, că în țara asta în care nu avem șosele, nu avem drumuri, nu avem autostrăzi, nu avem centuri, toți traseiști politici. Apropo de drumul, un cetățean a fost prins cu trotineta pe autostrada soarelui. Bă, cu trotineta? Zice, nu că mă grăbesc să ajung de 1 mai la mare, decât să mă duc cu trenul. Corect. Noi în Cluj-Napoca așteptăm să înflorească lalelele. S-au cumpărat lalele care să fie puse în sensul giratorii, oricum să treacă prin ele ca și cu plugul șoferii de măscuzați, să lași alba și mureș. De trei ori mai mult decât era prevăzut sau au comandat lalele. Majoritatea dintre ele au culoarea mov. Ca așa e Clujul, puțin mov, puțin curvă. Și așa Cluj-Napoca o să ajungă din orașul de 5 stele, orașul de 5 la le le. Ca așa e Cluj Napoca, domnule, mai ales centru. E un oraș instagramabil, dar un oraș în care greu poți să mai trăiești. Vă las cu bine și vă spun că în acest decor splendid, dar fără baloane, ne vedem la un spectacol de stand-up comedy alături de vechiul meu coleg și prieten Andrei Ciobanu, celebru ăla cu Sugio Puporamona, Pupo și cu Traian Dobra, noi toți trei, o să fim pe 21 martie aici, în atelierul de pizza, într-o seară de joi, într-un spectacol fenomenal. Grăbiți-vă, că nu mai sunt bilete, dar eu vă invit oricum, punem plasme afară ca la înviere. Nicu Bendea vă salută și vă dorește un weekend de milioane de la Lele.